Dacă domnul a prezentat algoritmii care stau la baza obținerii unei anumite informații, voi încerca în această prezentare a mea, axate pe produsele Modis Now, să vedem cum putem să obținem informații folositoare din acești indici. Ok, acesta este un scurs sumar al prezentării. În linii mari reia prezentarea de la București. Îmi cer scuze anticipate pentru faza celor care au văzut-o, dar voi încerca să insist de data aceasta pe anumite topicuri care mi se pare mai relevante. Tot în continuare acestei prezentări este și un mic seminar la sfârșitul acestei zile, în care ne vom axa exact pe producerea unor cărți finale de zăpadă, unor snowmax. Am început cu câteva teme generale. De ce este importantă cunoașterea stratului de zăpadă? Nu insist foarte mult, fiecare poate face un exercițiu teoretic să facă de ce e important să știm unde, când și cum este zăpada. Resursele hidro sunt primul lucru pe care ne vine în minte, apoi sporturile de iarnă și, nu în ultimul rând, având în vedere și caracterul puternic pe care îl dau televiziunile oricărui incident, oricărui furtun de zăpadă în timpul iernii, poate e interesant să știm atunci când se produce vreo ninsoare unde se întâmplă, ce anume s-a întâmplat. Care sunt abordările pentru a putea determina proprietățile stratului de zăpadă? Oricare ar fi aceste proprietăți, cum putem afla? Avem, evident, abordarea tradițională, colectare de informații de teren din locații fixe și aceasta se poate face fie la platformele stațiilor meteorologice. Din păcate, acestea nu sunt foarte multe pentru suprafața României, din ce știu eu sunt 163. Putem instala stații automate. Sunt niște exemple foarte interesante în bazinele unor râuri din Turcia, dar nu cred că ar funcționa în România. Să amplasezi undeva în sărbătici o stație automată și să ai garanția că o găsești peste câteva luni. Sau prin campanii de măsurători expediționare. Am participat la aceste campanii împreună cu domnul Crăciunescu. Este o activitate, într-adevăr, rewarding, să spunem. Rezultatele sunt foarte bune, dar nu este viabilă pentru, nu este aplicabilă când avem nevoie de repetitivitate. Și abordarea a doua, pe care o voi dezvolta și eu, este utilizarea combinată a tehnicilor de predetecție împreună cu sistemele informaționale geografice. Mai precis, tehnicile de predetecție ne vor permite obținerea informației calitative, unde este zăpadă, iar sistemele GIS ne vor permite să extragem câteva caracteristici. Suprafață, o localizare mai precisă, care sunt comunele afectate, poate care sunt drumurile acoperite și așa mai departe. Aici am un mic slide introductiv pe care am elaborat pe vis-a-vis de primul punct, colectarea de informații din teren. Care ar fi avantajele, care ar fi dezavantajele. Am vorbit deja despre acestea, am și ilustrat cu jos cu câteva imagini. Este dificil de lucrat iarna, în special la altitudini mari. Sunt diferite bestii ale pădurii care pot să ne sprijinească activitatea. Instrumentele de multe ori nu fac față și așa mai departe. Concluzia, am prezentat slide-ul acesta suficient de tendențios încât să fie clar că colectarea de informații de teren nu este o metodă funcțională. Ne vom axa așadar pe determinarea acestor proprietăți folosind tehnici de teledetecție. Niște tehnici de teledetecție în direcția celor sugerate din prezentarea anterioară. Dar și aici, la tehnicile de teledetecție, avem două variante posibile. Ar fi, în primul rând, zborurile aeriene, foarte populare în anii 70-80, când un produs, un cadru luat în zona centrală a munților Făgăraș, arăta așa. Acesta este o imagine aeriană, cu o rezoluție spațială foarte bună, se văd clar culoarele de vale. Limitările apar, în schimb, din nou, la repetitivitate. În general, se făceau 1, 2, 3 zboruri pe an, iar atunci când acoperirea noroasă era semnificativă, cum e cazul aici, dispare informația care ne interesează. O altă limitare la aceste zboruri aeriene este rezoluția spectrală. Avem, într-adevăr, o rezoluție spațială foarte bună, undeva la 5 metri pe pixel, dar noi avem doar această informație în 0,255 de tonuri de culoare. Cum putem extrage de aici? Nu putem aplica acei indici diferențiate care se vorbea mai devreme, deoarece nu avem interval spectral. Așa că le vom folosi de imaginile satelitare. Aceasta este o imagine aster, contează mai puțin perioada, este clar că este o imagine de iarnă.
pe care am făcut un zoom tot undeva în partea, nu este în partea centrală, este în partea centralistică a munților Făgăraș. Deja clar, dacă ne comparăm cele două imagini, avem clar mai multe informații și pe care o putem extrage, poate și folosind o abordare referitoare la indice. Evident, putem merge și pe varianta clasică, vectorizarea manuală, dar observați complexitatea zonelor. Așa ceva nu este posibil. Nu pentru această temă, extragerea proprietăților stratului de zăpadă. Trebuie să ne gândim la o metodă de a extrage din imagini, precum este cea de mai devreme, printr-un singur pas, informația ce este interesantă pentru noi. Așadar, imaginile satelitare. Da, am vorbit despre rezoluție, am atins deja acest topic. Vom continua acum despre să punctăm proprietățile stratului de zăpadă. Am tot repetat acest termen de 10 ori până acum, probabil, fără încă să-l definez. Ce înțelegem prin proprietățile stratului de zăpadă? Am enumerat mai sus câteva. Câteva, într-adevăr, pot fi obținute mult mai bine, spre exemplu, adâncimea, densitatea. Le putem obține foarte bine prin măsurători expediționare. Prin tehnicile de teledetecție, însă, putem obține alte proprietăți pe zone mult mai mari, cum ar fi snow cover extent, extinderea stratului de zăpadă, albedoul și chiar și conținutul în apă. Un alt avantaj al tehnicilor de teledetecție, putem adăuga alte informații contextuală. Ce ne este de folos, spre exemplu, putem adăuga un model numeric al terenului, mă refer la imaginea din dreapta, și putem vedea care sunt versanții orientați est-vest. Poate ne putem corecta puțin informațiile folosite. Putem ști, spre exemplu, acoperirea cu pădure din setul de date Corin. Este informație ce ai numerat aici la punctul, informație care ne ajută să ne rafinăm observația. Nu o să insist nici pe teledetecție, ce înseamnă teledetecția, și Florina a abordat deja în prezentarea sa câteva elemente. O să punctez doar câteva lucruri de care trebuie să ținem cont. În primul rând, această rezoluție spațială. Pentru fiecare lucru câștigat, pierdem alte lucruri. O rezoluție spațială bună, și mă întorc la slide-ul de mai devreme, cum e în cazul imaginii aeriene, înseamnă o rezoluție spectrală proastă. Poate putem rămâne să discutăm pe acest slide. Avem, într-adevăr, culoare de vale foarte interesante și mai departe, dar nu avem multe benzi spectrale, nu putem calcula indici. Apoi este acest instantaneous field of view. Aceasta ce vedem noi în stânga este o imagine aeriană, o scenă completă, pe când, iată cât acoperă o imagine satelitară. Pasajul satelitului este vorba de un satelit astfel. Vă spuneam, el trece o dată la 15-16 zile. Prin urmare, putem achiziționa imagini la fiecare două săptămâni. Și chiar în ciuda unei acoperiri noroase, tot vom reuși să găsim o informație într-o anumită zonă de interes. Revenim. Vom trece deja la obiectul prezentării. De unde obținem? Am stabilit, e frumos, obținem prin teledetecție date satelitare, de unde le luăm? Acest portal la care fac referire, National Snow and Ice Data Center, este probabil cea mai comprehensivă resursă privind date criosferice, date de tot felul, mă refer aici, nu doar date satelitare, articole, prezentări, știri și așa mai departe. Este o resursă întreținută, aveți mai jos, de un consorțiu. El activează în cadrul Universității din Colorado. Și iar secțiunile principale sunt date, programe, proiecte, structurate după cum vedeți mai sus. Puteți să o verificați, puteți să o vizitați când aveți timp. Ne vom axa acum pe partea de date. Ne interesează datele, ne interesează să știm care este acoperirea stratului de zăpadă. Pare puțin surprinzător, într-adevăr, că vom găsi date pentru România de la un portal american, dar din ce am cercetat eu, acest portal depășește orice inițiativă a Agenției Spațiale Europene, de exemplu. Așadar, avem o secțiune cu Data Search and Access Tools, care ne oferă accesul la un set de date, nu doar date MODIS. Eu am punctat date MODIS, despre acestea vorbesc, există și alte date, date AMSR, date orientate în special pe zona nordică a Europei, pentru cineva care studiază criosfera, cele vor fi mult mai interesante. Și trecem foarte vigilios spre MODIS, un satelit despre care amintea și Florin în prezentarea lui. Este un senzor amplasat la bordul a două platforme a
americane, Terra și Aqua. Asta înseamnă pentru noi, utilizatorii, că vom beneficia de două imagini zilnice. Pasajele pentru România sunt zilnice. Terra, în general, trece dimineața, Aqua după amiază. Deci orice produse sau imagini, și aici mă refer nu doar la produse de zăpadă, indici de vegetație sau burning fire, pentru orice astfel de produs vom avea în România două imagini. Modi, spre deosebire de Lanța, are o rezoluție radiometrică înaltă. Vorbim aici de 36 de benzi spectrale, nu de 7. 36. Acestea acoperă intervale invizibili până aproape de termic. Și aici s-au terminat părțile bune. Părțile mai puțin bune, sau nu așa de bune, sunt rezoluția spațială. Are o rezoluție spațială de 250 de metri în primele două benzi, corespunzătoare vizibilului. În următoarele 500 de metri, mai precis roșu din vizibil și infraroșu. Pentru noi, ca cercetători interesați de dezvoltarea unor aplicații regionale la nivel de România, 500 de metri e o rezoluție mai mult decât decentă. Considerând și dimensiunile imaginilor. Iar restul de 29 în termic și infraroșu depărtat la 1 km. Există dezvoltați aici o serie de indici, o parte din indicii prezentați de Florin se pot porta pentru MODIS și dacă avem nevoie de informații din termic sau din infraroșu depărtat, se face resampling și duce toate imaginile la 1 km. Nu este nicio problemă. Scena este mare, este mult mai mare decât aceea ASTER. Iar pasajul este, după cum am spus, zilnic pentru România. Acesta este, luat de pe site-ul MODIX specificațiile benzilor spectrale și domeniile de aplicabilitate. După cum amintea și Florin, pentru noi, pentru această prezentare, produsele de zăpadă, sunt interesante benzile 2 și 5. Este doar o coincidență că e aceeași numerătoare ca la Lanța. Informația din verde și infraroșu mediu. Pe această diferență se va baza calculul produselor de zăpadă. Și trecând acum la aceste produse de zăpadă, pe care până acum le-am definit generic, vom vedea ce înseamnă aceste produse de zăpadă, în coloana din dreapta. Unele din ele sunt folositoare mai ales pentru modelele climatice, domnul Dumitrescu este aici și probabil că le știe sau le-a folosit, dar pentru noi, acestea sunt produsele mai interesante sau pe care le considerăm interesante și la acestea ne vom referi. Așadar, cele două produse, deci repet, eu voi folosi în continuare denumirea Snow Products, dar nu mă voi referi doar la produsele zilnice sau la sintezele la 8 zile, cele cu 10A2, 10A1, 10A2. Din nou, sunt două astfel de produse. Cele denumite cu MYD, acestea sunt produse APA, dar există și produsele MOD, acestea sunt TERA. Nu le-am mai menționat pe amândouă, ele sunt aproape identice. Mai jos este modul de calcul. Modul de calcul, în esență, este cel din prezentarea anterioară. Doar că lucrurile s-au complicat puțin. După cum am vorbit, au un rol important în calculul, în determinarea unui pixel ca fiind zăpadă, sau sunt mai mulți factori. Nu doar o valoare a indicelui. Acest algoritm de determinare a zăpezii SnowMap ia în continuare informații venind din mai multe surse, exact cum aminteam mai devreme. Pentru o suprafață a cărei land cover este, să spunem, pădure de foioase, va exista un prag. Pentru o suprafață care noi știm că este câmp deschis, va exista alt prag. Prin urmare, aceste praguri ale indicelui de zăpadă se calculează diferențiat în funcție de tipul de acoperire a vegetației. De asemenea, tot SnowMap folosește un produs MODIS Cloud pentru a clasifica încă de la început imaginele cu nori, pentru a nu mai avea probleme pe care le-am văzut noi în imaginea de la început. Dar, concret, aceste două sinteze, aceste două produse, cele zilnice sau sintezele pe 8 zile, ne oferă mai multe informații. Primul produs, cel zilnic, oferă patru elemente importante. Extinderea stratului de zăpadă, Snow Cover Extent, al V2-ul și, foarte important, procentul din pixel acoperit de zăpadă. Acesta este tot așa un algoritm dezvoltat pe imaginea și portat apoi spre MODIS. În timp ce sintezele pe 8 zile oferă doar extinderea stratului de zăpadă și cronologia apariției zăpezii. Mai există foarte multe informații suplimentare, quality assessment și așa mai departe. Fiecare pixel putem să evaluăm care este gradul de încredere, dacă sunt erori și așa mai departe. Cum sunt prezentate aceste imagini? Dacă Florin v-a arătat în prezentarea lui că la ce indici informația varia între minus 1 și 1
Și era, era datoria operatorului să o interpreteze. Erau prezentate, spre exemplu, în prezentarea de în slide-urile lui Florin, anumite valori. Spre exemplu, un indice RDSI de 0,3 ar însemna zăpadă. Un operator poate ar putea considera 0,35 sau 0,28 sau 0,29. Ei bine, aceste produse modisnă, pe baza unor validări foarte comprehensive, foarte bine făcute, au stabilit clar ce este zăpadă și ce nu este zăpadă. Iar pixelii unui astfel de indice vor fi codificați, după cum vedeți în cele trei tabele. Spre exemplu, pentru Snow Cover Extent, toți pixelii care au valoarea 200, și vom vedea în câteva exemple, pentru cum arată acest lucru, este zăpadă. Nu știm exact care au fost valorile din spate, care a fost valoarea MSI, care este Land Cover-ul, dar acest lucru poate scade din controlul utilizatorului asupra produsului, dar crește ușurința cu care noi le putem utiliza. Și voi trece imediat la exemple. Am descărcat o imagine, sunt de fapt două tile-uri pentru România. Aceasta este imaginea brută. Pixelii sunt între 0 și 255, corespunzătoare unei rezoluții pe un bit. Observați cum poate apărea. Intuim evident că e vorba de un episod cu zăpadă, de la pixelii aceia așa, dar să vedem cât de repede se poate crea acest nume. Deja am interpretat pixelii conform tabelului din stânga și iată un produs pe care putem lucra. Cu sian sunt suprafețele considerate acoperite cu zăpadă, cele corespunzătoare numărului 200, 37 lacuri și așa mai departe. Încă o dată mă întorc la legendă. Deci este tabelul din stânga. Voi faceți un mini exemplu practic pe care voi încerca să-l duc până la capăt, să vedem ce se poate face. Bun, avem un snowman, am ales această imagine deoarece prezintă un episod cu zăpadă undeva în zona Bialovii de la Buzău, în timp ce restul țării situația nu este chiar așa de rea. Imediat putem să începem să adăugăm informația pe care o avem deja pregătită. Limitele județelor, de exemplu. Limitele comunelor, dacă vrem să fim și mai preciși. Sau putem să definim o zonă de interes. La munte, până la urmă, nu este chiar atât de surprinzător că este zăpadă. Dar, în schimb, în această parte sud-estică, s-a întâmplat probabil ceva interes. Hai să vedem care sunt comunele sau ce anume s-a întâmplat, care sunt localitățile afectate. Ne-am definit, după cum spuneam, această zonă de interes. Adăugăm informații referitoare la județe, deci vedem clar că sunt probleme în sudul Galațiului, Brăila și Ialomița. Și de aici este o vorba de a folosi tehnicile GIS. Probabil că în celelalte seminarii din cursul zilei de mâine veți vedea exact cum puteți folosi aceste tehnologii GIS pentru a extrage informații din această imagine. Este o imagine GeoGIS deja, puteți să o folosiți în orice aplicație, QGIS, ArcGIS, fiecare ce folosește. Și continuăm să adăugăm informații. Localitățile, spre exemplu, și o rețea de drum. Scuzați, le iau un absolut aberant, era vorba doar de exemplu. Aici am afișat foarte rapid drumurile europene și județene. Era strict ilustrarea a aplicabilității acestor imagini. Ceva de exemplu de la început. Aici o să vreau pe Florin să mă ajute. Dar am văzut imagine într-o formă brută. Să vedem câteva produse finite. Aici este o mică animație pentru anul 2006, până la 1. Într-adevăr, acoperirea culorii este o problemă.
Dar, după cum vedeți, există suficiente informații care să poată fi valorificate. Undeva la jumătatea lui decembrie apar câteva emisiuni spectaculoase. Maxima o acoperire cu zăpadă este pentru acesta la începutul lunii februarie. Iar apoi stratul de zăpadă și strânge extinderea, rămânând doar în zonele montanțe, foarte clar aici. Am urmărit până undeva spre Fluștul Market, dar partea interesantă a filmului s-a epuizat. Așa că o să vă propun să trecem mai departe, deoarece intuiesc deja faptul că am depășit copios timpul. Foarte pe scurt o să o ilustrez în câteva materiale cartografice. În continuare am vorbit mai mult de extinderea stratului de zăpadă. Acolo am vrut doar să ilustrez principiul. La fel de bine cum am interpretat acest slow cover extent, la fel se interpretează, folosind exact aceeași metodologie și al de două suprafețelor acoperite cu zăpadă. Diferența fiind, dacă vă amintiți slide-ul de mai devreme, codificarea pixelilor. Aici vom avea toți pixelii codificați între 0 și 100 valori de al de două, în timp ce pixelii de la 100 în sus au celelalte valori. Snow, nori, snow free land și lacuri și așa mai departe. Acesta este un flux, este o introducere, un preview la seminarul din mai de amiază, care ar fi un flux de lucru realist pentru obținerea, pentru a ajunge în partea finală, mapping analysis, ceea ce am prezentat noi. Nu este o filozofie chiar atât de mare, este important însă de a cunoaște foarte bine produsele, ce vrem să comandăm, care sunt caracteristicile lor și de unde le putem comanda. Există mai multe variante pentru de data nuri, de unde se pot lua aceste imagini. Am listat acolo sus câteva de ele. Vom vorbi în seminar de după amiază despre reverb și list. Urmează acum puțină muncă în cadrul website-ului pentru a alege imaginile care ne trebuie, a izola perioada, a alege produsele, mergem pe produse zilnice, mergem pe produse la 8 zile. Spre exemplu ce am făcut mai devreme, urmărirea dinamicii stratului de zăpadă în cuprins urinar. Poate nu e așa de eficient să folosim atunci produse zilnice, deoarece din experiența personală mai mult de 50% vor fi noroase. Așa că vom merge pe sinteze de 8 zile și exemplele pot continua. Ulterior se descarcă aceste imagini într-un format destul de închis, Hierarchical Data Format, HDF. Iar apoi folosim mai multe instrumente open source, evident. Eu am listat acolo două din ele, Modis Reprojection Tool și HEP. Le ducem într-un format foarte prietenos și într-o proiecție mai prietenoasă, un geotip, o proiecție fie UTM, fie geografic. După care urmează partea foarte distractivă de analiză și integrare. Mai mult la muncă un film, foarte scurt și termin imediat. Este tot o animație a unor produse finite. Acela. Exact ce vă spuneam mai devreme, o mică animație pentru ianuarie-februarie 2006, de data aceasta făcută cu produse zilnice. Ceea ce se văd de câteva din dezavantajele produselor zilnice la o astfel de animație. Vedeți? O acoperire nouă foarte consistentă. Cu toate acestea, există informație folositoare care poate fi extrasă. Chiar și în zona montană. Pun încă două slide-uri la mine referitoare la aplicațiile practice. Bun, avem aceste imagini foarte frumoase, ce putem face cu ele? Am ilustrat mai devreme un posibil exemplu pe partea de crisis management. Este foarte, foarte aplicabil.
Și iată și interpretarea noastră de produse. Aceste produse au ales nefericite, mai zic, are câteva artefacte de striping. Dar putem vedea cât de clar apare zona munților Făgăraș, de exemplu. Și pe partea de albedo, albedo evident în partea în stânga jos. Albedo evident mai mare în, zone, în zona de creastă, în zona înaltă și mai ales în nevoile studice, unde acoperirea este mai mare. Idem pentru fractional snow cover. Pixelii de zăpadă acoperiți 100% sunt în partea înaltă a masivului. Acest proces de acoperire a zăpezii scăzând odată cu altitudinea. Trei produse finite pentru zona munților Biceci și un preview dintr-o aplicație dezvoltată în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, în care se folosește această informație privind extinderea stratului de zăpadă pentru a hrăni câteva modele hidrologice care estimează cantitatea de apă stocată în stratul de zăpadă. Cu aceasta vă mulțumesc. Sper că a mai rămas ceva de spus și pentru seminar, pentru o aplicație. Reiau acest cuvânt. Bun. Invităm atunci, sau îi invităm aici, pe Dorin Filip și Mariu Curianu. Cine o să prezinte? Da. Filip prezintă. Despre harta proiectelor de energie regenerabilă. Nu multe.